Conceptul DEVA nouă al administrației publice din reședința de județ prinde din ce în ce mai mult contur. Dacă pentru creșă și bazinul de not didactic din zona Zăvoi, din preajma blocurilor sociale, abia ce a sosit aprobarea pentru finanțare, altfel stau lucrurile în ceea ce privește construirea unei grădinițe. Lucrările la acest obiectiv, aflat în apropiere intersecției cu Archia și care beneficiază de finanțare europeană, sunt în plină derulare și, conform viceprimarului Gabriel Ilieș, vor fi finalizate în acest an. Domnule viceprimar, o grădiniță nouă în Deva. O altă investiție în infrastructura școlară a municipiului Deva, tot în Deva nouă, o grădiniță cu o capacitate de 80 de locuri care va fi finalizată în acest an, undeva luna noiembrie. Costul investiției? Este o investiție de aproximativ 2.800.000 de lei, un parteneriat între Primăria Municipiului Deva și Ministerul Educației, un proiect pe fonduri europene. Noua grădiniță din municipiul Deva va avea o capacitate de 80 de locuri pe mai multe grupe de preșcolari.